intrarea în noul an trebuie punctată așa cum se cuvine, pentru că este prilej de bucurii și o ocazie numai bună pentru a străluci. Ce încălțăminte se potrivește cel mai bine în funcție de locația în care vom petrece revelionul, vă spune chiar celebrul designer Mihai Albu. Există persoane care probabil vor face revelionul chiar pe stradă, vor petrece cumva în anumite zone din București sau în sfârșit din țară, în piețele centrale, acolo unde se organizează evenimente, cumva. Ei, atunci dacă se face afară, trebuie adecvată și ținuta, în așa fel încât, bineînțeles, va fi frig. Dacă cumva se va face organizat într-un local, ei, atunci ținuta va fi mai de seară, femeile vor alege probabil rochii, ținute elegante, ei, atunci se potrivesc, fie sandale dacă cumva este cald în acea locație, sau pantofi. Întotdeauna accesoriile trebuie să completeze ținuta în așa fel încât să o pună în valoare, iar dacă cumva, hai să zicem, ținuta este un pic mai ternă, partea vestimentară, atunci să domine accesoriile, să fie mai spectaculoase, mai strălucitoare, cu tocuri mai subțiri, mai înalte, poate metalice. Este un eveniment de casă, să zicem, sunt invitați un număr de, nu știu cât este voie, dar depinde și cât este casa de mare, așa, dar sigur, o ținută elegantă. Femeile să poarte rochii, bărbații să aibă o ținută cu pantaloni, cu pantofi, să fie mai elegant, poate chiar costum. Dacă nu e de costum, dar să fie o ținută bărbătească elegantă. La femei aici vine, în niciun caz nu se vor purta încălțări de stradă, în niciun caz nu se vor purta sneakers, da? Sau papuci, în niciun caz, nici nu poate fi vorba. Deși dacă o fi vreo temă de casă, nu știu, o tema pijamalelor, atunci se poate. Este un moment important și trebuie tratat fastuos și deosebit, sigur că da. După mine, eleganța vine și din linia constructivă a pantofului. O linie mai elegantă înseamnă o linie mai decoltată, în așa fel încât să se vadă, de exemplu, rădăcinile degetelor, să fie pus piciorul în evidență, să se lanseze mușchiul gambei, dacă se vede, da? Tocuri înalte. Dacă această seară specială, trecerea dintre ani, petrecerea de revelion, eu chiar le sugerez femeilor să fie mai îndrăznețe, să poarte o încălțăminte spectaculoasă, dacă locația o cere, sigur că da, în așa fel încât să aleagă poate tocuri mai înalte, tocuri mai spectaculoase și să îndrăznească, de ce nu? Ne lăsând deloc la o parte comoditatea, dacă sandala sau pantoful are o structură perfectă pentru picior, atunci va fi și comod, doar să arate mai spectaculos. Pentru domni ar fi cumva de spus să nu poarte sneakers, încălțăminte sport sau încălțăminte de zi cu zi.